Iubiți și surori, este foarte ispititor să ne gândim că în odaia de sus erau vreo 120 și Domnul s-a arătat la peste 500 de frați. Și e normal să ne întrebăm unde erau ăștia, probabil era vreo sărbătoare ca asta, nu? Și au plecat la picnic. Nu vreau să condamnăm pe frați, aveau dreptul, fiecare are dreptul la o dignă și cred că sunt într-un loc bun împreună cu familiile și cu copiilor într-o asemenea zi specială. Prin anii 60, în America a avut loc o schimbare dramatică în modul în care americanii au început să vadă lumea. Se pare că în anii aceia, America a asistat la abandonarea sentimentului datoriei și a responsabilității. Dacă până acum americanul muncea și se sacrifica pentru familie, acum a fost învățat că el trebuie să trăiască pentru a se satisface pe sine, pentru a se împlini pe sine. Asta s-a reflectat imediat gândirea aceasta în publicațiile americane, care au început să nu mai publice eroii care s-au jerfit pentru țară, să nu mai publice despre marile descoperiri, mari medici, doctori care salvează vieți, constructori care construiesc ceva grandios. Ce încet, încet, ziarele au început să scrie despre sportivi, despre stele de cinema, să preamărească altfel de oameni decât cei despre care scriau până atunci. Încet, încet, societatea s-a orientat spre servicii și distracții. Împlinirea ta ca persoană nu mai ține de ceea ce faci tu, ci de modul în care te distrezi. Trebuie să-ți abandonezi acele lucruri care te-au dus la, la sacrificiu, la renunțare de sine. Acum te, trebuie să te promovezi pe tine însuți să-ți cauți fericirea. Modul acesta de a gândi s-a reflectat foarte curând și asupra bisericii din America. Pentru că biserica, în ultimă instanță, reflectă societatea în care există ea. Foarte repede, lucrarea Duhului Sfânt a fost percepută în acești parametri a viacului, a chipului viacului în care noi trăim. Duhul Sfânt a ajuns să ne slujească nouă. Duhul Sfânt a ajuns să ne distreze, l-am căutat să ne distreze, să ne satisfacă nevoile, să ne împlinească nevoile noastre și nu neapărat să exercite asupra noastră atribuțiile pe care le are ca Dumnezeu, ca parte din Sfânta Trăime. Cineva a scris, unul dintre teologii americani din vremurile acelea, a scris o frază foarte tulburătoare, care spune așa, vreau Dumnezeu de 3 dolari. Suficient să-mi aducă liniște, dar nu prea mult să-mi tulbure conștiința. Suficient să, să simt căldura și confortul pântecului, dar nu prea mult să am durerile nașterii citind fraza aceasta care reflecta modul de gândire a societății în care trăia acest creștin, mi-am permis să parafrazez și să continui ceea ce a zis el. Pentru că mulți dintre noi vrem Duhul Sfânt, dar nu prea mult. Suficient să ne putem lăuda că-L avem, dar nu destul să-i aparținem 100% Lui. Suficient să avem carisme, dar nu destul pentru a avea caracter. Suficient să fiu mai bun ca alții, dar nu destul să fiu mai bun ca mine însumi. Suficient să-mi aduc aplauze, dar nu destul să-mi ceară slujire. Vrem Duhul Sfânt numai atât cât putem să-L controlăm. Și nu prea mult să ne controleze El. Îl vrem râu, pe care să-l trecem cu piciorul, dar nu ape vigelioase în care se ne poarte unde vor ele. Îl vrem briză mângăietoare, dar nu vâjuit de vânt puternic. Frazele acestea care vi le-am spus conțin de fapt drama bisericii de astăzi și nu neapărat a bisericii noastre, dar a bisericii creștine de astăzi. Duhul Sfânt a venit să zidească biserica lui Hristos și ne este așa de greu astăzi să înțelegem că zidi înseamnă a învăța, înseamnă educație. De-aia citim Biblia rar și cu amar, de-aia nu studiem, de aceea nu ne aprofundăm în cuvântul lui Dumnezeu. Biserica este un organism spiritual și ca orice organism spiritual are nevoie de spirit ca să crească și să se zidească. Creșterea bisericii este roada Duhului Sfânt, este lucrarea lui Duh Duhului Sfânt. Prin El crește biserica lui Hristos. Fără El suntem o altă organizație. Avem nevoie mai mult ca oricând astăzi de Duhul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta aș vrea să subliniez trei ingrediente absolut necesare ale prezenței Duhului Sfânt în Biserică pentru edificarea noastră a credinciosului și a Bisericii de astăzi. Ca să le ținem minte, le-am numit pe scurt putere, pasiune și prezență. Trei cuvinte care v-aș ruga faceți un efort să le ținem minte cumva. Duhul Sfânt a venit să dea putere Bisericii lui Hristos. Să știți că ucenicii au fost niște oameni foarte speciali. Aveau ceea ce cei mai mulți dintre noi nu avem. În primul rând aveau educație. Foarte mulți dintre noi păcătuim grosolan și o să avem de-a face cu ei când o să ne întâlnim. Le spunem, tot timpul erau niște pescari simpli, nu știau, analfabeți. Da, așa au fost înainte să meargă la școală. Dar au fost la cel mai grozav seminar care poate exista în acest, în acest univers și l-au avut pe cel mai bun profesor care există. Ok? L-au avut pe Domnul Isus Hristos. Ăștia au fost foarte școlarizați. Nu mai spuneți despre ei că erau niște, niște eu știu, pescari analfabeți. În al doilea rând, aveau experiență în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că școala a Domnului Isus Hristos n-a fost o școală cum este școala de a să se rupe de realitate, te duce într-un tur de fil și undeva într-un oraș mai departe, așa, te rupe de realitate și când vii apoi nu te mai potrivești deloc cu comunitatea din care ai plecat. Aud și nu, nu vreau să spun nimic negativ, dar aud câte o dramă din asta, câte un student care se întoarce acasă și găsește câte o temă din aceea că îi pe beții frați. El vrea de fapt să impresioneze când de fapt îi năucește cu subiectele pe care el le abordează. Oamenii aceștia aveau experiență în lucrarea lui Dumnezeu și nu numai atât, dar aveau o chemare reală în lucrare. Dacă ne-ar întreba cineva în modul cel mai personal și uh, ne-ar ruga să fim foarte sinceri, când te-a chemat domnul în lucrare? Mulți dintre noi am avea dificultăți să spună dacă ne-a chemat domnul sau nu. Pentru că de multe ori ne-a chemat uh, visele noastre, ambițiile noastre, dorințele noastre de mărire. Eu știu, ni s-a părut că am vonul ăsta așa de fain aici și microfonul e fantastic. Și am pus pe seama Domnule, această dorință a firii noastre pământești. Ucenicii nu se puteau deloc îndoi de chemarea lor, pentru că i-a chemat personal Domnul Isus Hristos, pe nume i-a chemat. Deci să ai chemare, să ai experiență, să ai educație. Păi, Doamne, ce ne mai trebuie? Nu ne mai trebuie nimic. Și Domnul spune să nu cumva să plecați bazându-vă pe aceste trei lucruri pe care le-ați acumulat în acești trei ani care ați fost cu mine. Aveți nevoie de putere. Aveți nevoie de putere. Stați până veți primi putere de sus. Biserica are nevoie de putere pentru a mărturisi mesajul Evangheliei. Nevoia de putere a Duhului Sfânt în predicarea Evangheliei este la fel de mare ca și în biserica primară. Poate mai mare astăzi, pentru că lumea în care noi trăim este o lume foarte diferită și mult mai complicată decât lumea aceea. În zilele acestea ne-am uh, îngrozit uitându-ne la niște uh, film, filmulețe de prin România, interviuri cu tot felul de oameni uh, care sunt absolut oripilați și speriați de valul acesta de, de, de sodomie care vine și bântuie peste toată Europa. Nu ne-am imaginat niciodată în tinerețea noastră că copiii noștri, nepoții noștri se vor confrunta cu o asemenea lume atât de decăzută. E bine într-o asemenea lume decăzută să depui mărturia, ai nevoie de putere, de puterea Duhului Sfânt. Am cunoscut un om deosebit, îl chema Thiel Lauri, a fost un ovăsire al lui Church of God, un om deosebit pe care l-am cunoscut în viața mea și este un citat remarcabil rămas de la acest bărbat care spunea, a început să strig din ziua când povara păcătului meu mi-a fost luată de pe umeri și de atunci n-am încetat să strig în gura mare. Strigul meu nu este un semn al puterii, ci un semn al bucuriei, Mulți dintre noi strigăm tare și spunem că asta este putere și nu cred că e ok. Este mai degrabă o manipulare a maselor și a trebui să strigăm de bucurie înaintea lui Dumnezeu că păcatele ne-au fost iertate, că au fost eliberați. Se spune că la o paradă de anul nou la New York a fost o, un card din asta alegoric care s-a oprit deodată și a paralizat toată coloana aceea uriașă. Cineva a fugit repede cu o canistră de benzină, că li se găsta, gă, gă, gătase benzina la carul la alegoric. Culmea era că era lu Standard Oil, carul alegoric. Nu? Se terminase benzina la Standard Oil. Când am citit chestia asta, m-am întrebat, nu cumva arătăm la fel? Nu cumva arătăm la fel ca biserică? Ni s-a gătat benzina, ni s-a gătat puterea, dar noi avem steagurile sus și vrem să sărbătorim. nu așa? Apoi avem nevoie de putere să facem semnele care trebuie să însoțească Evanghelia. A, semne și minuni, frate, da, sigur, vindecări, exorciz, Listen, astea fac parte integrantă din mărturisirea creștină. De ce nu le vedem în biserica noastră? Probabil că ele sunt pentru câmpul de misiune, unde nu vrem să mergem. Nu vrem să stăm comozi pe fotolile noastre, la aerul condiționat și să vedem minuni, nu? Ea mai faceți o minune, mă, predicatorilor, mai faceți o minune. Minunile se fac acolo, când ai lăsat casă, masă și te-ai dus în contexte culturale extrem de ostile credinței tale, unde viața ta este pusă în joc. Dumnezeu, acolo facem minuni. Ele sunt pentru câmpul misionar, ele nu sunt pentru spectacolul religios al bisericii de astăzi. Umplem un stadion, nu? dăm cu haina în direcția asta și. Pică toate tribunele pe direcția dreapta. Asta sunt spectacole absolut dezgustătoare care nu ajută deloc progresul Evangheliei. Dumnezeu face minuni, dar atunci când e nevoie de ele, în câmpul misionar, când te duci și riști viața pentru Evanghelie, ele însoțesc vestirea Evangheliei. Ele nu însoțesc spectacolele religioase ale Bisericii de astăzi nu vă supărați, dar noi funcționăm ca un fel de, 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 instituție de spectacol religios. În fiecare zi avem repetiție pentru o formație, ne pregătim toți pentru spectacolul religios de duminică. Că pleacă misionar nimeni. Când e vorba de dat bani pentru misionar, ah, o iară cer bani ăștia. Dar venim la biserică, la spectacolul ăsta religios, așa, în care cântăm toate formațiile, așa, și vrem să vedem minuni, nu? Vrem să mă vedem la spectacolul ăsta un număr care n-a -a mai fost până acum, nu? Nu îl face Dumnezeu. Dumnezeu nu participă la, la spectacole astea ieftine, religioase, ale bisericii de astăzi. Avem nevoie de putere să umblăm în sfințenie, avem, putere, avem nevoie de putere să rezistăm ispitelor. Pentru că, așa cum spuneam, vremurile în care trăim sunt extrem de periculoase. Și avem nevoie de putere din partea Duhului Sfânt să rezistăm ispitelor la care suntem supuși. Rugați-vă pentru copiii dumneavoastră, rugați-vă pentru nepoții dumneavoastră. În fiecare zi mă rog Domnului pentru ei și în special, mă rog, pentru cei care sunt mai mari deja la vârsta adolescenței. Rugați-vă pentru că acești copii sunt ținta unor atacuri formidabile din partea celui rău. Se spune că un mecanic a răspuns apelurilor disperate a unei femei care i-a se oprise în mașina în mijlocul drumului. Omul a constatat imediat că lipsea benzină, nu avea benzină, doamna. După ce a informat-o pe femeie, aceasta i-a spus, zice, domnule, oare se întâmplă ceva motorului dacă merg până acasă cu rezervorul gol? E caragios, așa e? Dar asta încercăm noi să facem. Asta încercăm noi să facem, să mergem cu rezervorul gol. În loc să mergem să fim umpluți din nou de puterea Duhului Sfânt, să fim umpluți din nou de puterea de care avem nevoie. E bine, cu rezervorul ăsta nou nu reziști în fața ispitelor. Avem nevoie de putere pentru a-l birui pe cel rău. Să știți că Satana nu se teme deloc, nu se spere de programele noastre religioase. Okay? De, de sute de formații nu se teme. Am uh, citit o chestiune foarte interesantă de, din cel de-al doilea război mondial. Un bombardier american care a bombardat orașul German Kessel a fost lovit de artileria antiaeriană germană. A reușit să se întoarcă la bază și cercetându-se să au descoperit că fusese lovit cu 11 proiectile de artilerie direct în rezervorul de benzină. Minune mare! Toată lumea s-a mirat. Au scos un proiectil din ala afară care n-a explodat, l-au desfăcut și au găsit o hârtie în el. Și scria pe hârtia aceea, atât am putut face deocamdată pentru voi. Cehii produceau proiectile pentru Hitler și au hotărât, în loc de praf de pușcă, să le trimite câte o hârtie din asta de încurajare piloților americani. Okay? Avem nevoie de armele lui Dumnezeu, iubiți și surori, în această lume periculoasă în care noi trăim. Amin. Un al doilea cuvânt despre care vreau să vorbesc în această seară este pasiune. Astăzi este un cuvânt foarte la modă, nu? Avem pasiuni de toate soiurile și pentru orice fel de lucru. Din odaia de sus au ieșit 120 de suflete pasionate, pasionate pentru Hristos, pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au putut să schimbe lumea pentru că ei erau schimbați, ei erau plini de focul lui focul Duhului Sfânt în inimile lor, au putut să dea foc lumii în care ei au penetrat. Ceea ce a caracterizat pe apostoli a fost pasiunea lor, focul acesta în oasele lor, aprins de Duhul Sfânt care a venit peste ei. Iubiți frate și surori, ar trebui să ne reaprindem pasiunea în inima noastră pentru Domnul Isus Hristos. Uh... Oamenii aceștia au ieșit din odaia de sus ca un râu, peste tot Ierusalimul, erau gata să moară pentru Hristos. Noi ne lipsește o asemenea pasiune. Noi am vrea să trăim pentru Hristos, nu să murim pentru Hristos. Ne lipsește o asemenea pasiune și ar trebui să o redobândim, ar trebui să ne reîndrăgostim de Domnul nostru Isus Hristos. Citind o carte cu mulți ani în urmă, cartea aceasta mi-a dat o idee foarte practică pentru nopțile acelea când nu poți să dormi. Ce să faci? Oni îți recomandă să numeri oile, nu? oile Domnului, dacă le știi pe toate, sargardul, una, două, trei, tot numeri până când dormi. Ei, ăsta spunea altceva, zicea aduc aminte din scriptură toate numele lui Isus Hristos din Biblie. Oh, mi s-a părut interesant. Și am început în noaptea aceea să-mi aduc aminte de leul din seminția lui Iuda, luceafărul strălucitor de dimineață, soarele dreptății, animale, planete, flori, crinul cel din vale superbe nume are Domnul Isus Hristos. Mi-am adus aminte profețiile lui Isaia, nu? Sfetnic, minunat, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domnul al Păcii. Da, s-a terminat. Doamne, numai atâtea știu, oare numai atâtea sunt. A doua zi m-am dus la Biblie imediat și mi-am dat seama că psalmiștii știau sute de alte nume care eu habar n-aveam de ele. Și am început să mi subliniez în Biblie în timp ce citesc numele Domnului Isus Hristos. Știți de ce nu știm multe numele Domnului Isus Că nu-L iubim suficient. Că dacă am avea o pasiune mai mare pentru El, i-am ști toate numele posibile și imposibile. Am ști ce să-i spunem. M am deschis o carte de poezia lui Treandors, Trăiam doar să-i spunea, iubitul inimii mele. Așa îi spunea lui Isus. Iubitul inimii mele. Ar trebui să ne redrăgostim din nou de Isus Hristos și să fim plini de pasiune pentru El. Eram la Sacramento, la o biserică cu mulți ani în urmă și am venit la mine un frate foarte ciudat care m-a luat așa brus, zice, ai un card, nu aveam. Ce făți un card. Am să-mi fac. Dar, dumneavoastră, de la ce biserică ești? Am întrebat eu. Și atunci șocul meu a fost total. Zice, sunt de la biserica Kamikaze. <laughs> În viața mea n-am auzit de biserica Kamikaze, nu? Nu era japonez, era român, de nostru jet-be-jet. Jet. Okay. În 1281, Flota hanului mongol, Kubilai, care ataca Japonia, ăsta a construit niște nave foarte mari, neobișnuite pentru lumea din vremea aceea. Toată flota aceea a fost scufundată de un taifun, care a venit în noaptea aceea peste ei și a scufundat toate corabile mongolilor. Japonezii salvați de taifunul acela l-au botezat kamikaze, vântul divin. Vântul divin. Nenorocirea este că toți piloții aceia japonezi, se pare că au fost 1200 de piloți japonezi, își umpleau avioanele cu bombe și s-aruncau cu ele în navele americane. 34 de vapoare mari de luptă americane au fost scufundate de acești uh, kamikaze, de acești piloți uh, japonezi care erau gata să moară pentru țara lor. Hm. Dietrich Bonhoeffer, cel care a fost omorât de Hitler, uh, a scris aceste gânduri. Când Hristos cheamă pe cineva la el, îl cheamă la moarte. Îl iubim noi așa de mult pe Hristos încât suntem gata să murim pentru el? Există în inima noastră o asemenea pasiune? Să știți că noi nu putem produce. Asta vine numai de la Duhul Sfânt. Atunci când Duhul Sfânt este în inima noastră, El creează această pasiune pentru Hristos și ne face capabil să murim pentru El. Despre mama Tereza se spune că a văzut-o cineva cum leagă rănile unui lepros undeva pe străzile Calcutei. Și ăsta i-a spus, mama Tereza, eu n-aș face asta nici pentru un milion de dolari. Și spre surprinderea lui, mama Tereza a spus, nici eu. Dar o fac pentru Domnul meu, Isus Hristos. Pentru el fac lucrul ăsta. O asemenea pasiune ar trebui să avem pentru el. Un misionar american plecat dintr-o biserică mare și bogată a ajuns în Africa și ca să intre în colibele celor celor care se ducea să le spună Evanghelia, să le vorbească despre Hristos, trebuia să coboare în patru labe și să meargă în genunchi pe o gaură din aia mică printre resturile de mâncare și ceea ce lăsau animalele după ce au mâncat. Intra înăuntru murdar și mizerabil și a pus întrebare, oare de ce, pot, de ce fac eu asta? Și a spus, dacă n-ar fi Iisus Hristos, dacă n-ar fi El în inima mea, dacă nu l-aș iubi pe El, nu m-aș apleca în gunoiul ăsta niciodată. O asemenea pasiune ar trebui să recapătăm în aceste zile. O pasiune pentru sufletele care au nevoie de mântuire. Asta sunt aproape șapte miliarde de oameni în lumea noastră pe glob. Crește cu câteva milioane în fiecare zi. O lume plină de criminalitate, de sărăcie, de boală, de războaie, de moarte, o lume care are nevoie de Hristos. Europa noastră este singurul continent în care Biserica crește mai încet ca populația. Știți asta? Mulți prevăd în câțiva ani o serie de țări, mari creștine altă dată din Europa vor deveni predominant musulmane. În aceste zile avem nevoie de pasiune pentru mântuirea sufletelor. Altfel, vă scrie istoria despre noi ca despre o biserică din provincie. Un ziar scrie așa, a zice, furtuna care a distrus astă noapte biserica metodistă din centru n-a făcut mare pagubă orașului nostru. Dacă nu vom deveni un instrument în mâna lui Hristos pentru mântuirea acestei lumi, biserica noastră... Nu va fi deloc o pagubă atunci când ea va dispărea. Care este impactul nostru în salvarea de suflete? Avem pasiune? Apostolul Pavel scria lui Timotei, înflăcărează darul care este în tine, pune-l pe foc, pune foc în el. Puneți foc în predici, ori puneți predicele pe foc, a zis cineva. Puneți foc în cântări, ori puneți cântările pe foc. Avem nevoie de pasiune dar avem nevoie și de un alt ingredient extrem de important, prezență. Vreau să vă spun că ceea ce a făcut limbile de foc în odaia de sus, ele au adus semnul prezenței divine. Au fost ca și focul din cer la jerfele din Vechiul Testament. Dacă e nevoie în Biserica lui Hristos ceva, astăzi este nevoie de să simți, ca să simțim prezența Lui în mijlocul nostru. Și asta o face numai Duhul Sfânt. Să umblăm în fața lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne conștientizează că stăm și umblăm în fața lui Dumnezeu. Când eram copil, bunica se ducea la Biserica cea mică din sat. Noi, ceilalți, mergeam la biserica cea mare. Biserica cea mică era biserica pernicostală și biserica cea mare era biserica baptistă. Și n-am înțeles de ce, de bunica se duce la biserica cea mică. Dar bunica făcea ceva ce nu făceau ceilalți, nici mama și nici tata. Mă lua și mă învăța cântări și cântam aproape în fiecare seară împreună cu bunica. Bunica m-a învățat primele rugăciuni, nu știu, cred că aveam 3 sau 4 ani când am învățat înger, îngerașul meu. Era o rugăciune extraordinară, prin care era în mod simplu, cerai lui Dumnezeu să lasă pe îngerul care te călăuzește să fie alături de tine și să te facă conștient că te păzește de orice rău. <coughs> e bine, Duhul Sfânt este cel care ne ajută să umblăm în fața lui Dumnezeu, conștienți de prezența lui Dumnezeu. Multe din prostiile copilăriei nu le făceam, pentru că mi-aduceam aminte că îngerul, înger îngerașul meu, e aproape. Când am citit cartea lui Andrei Pleșu despre îngeri, am fost foarte mirat, pentru că el vine cu o serie de teologi care spun că, de fapt, îngerul ăsta care este desemnat de Dumnezeu, să ne însoțească toată viața noastră, așa, va fi alături de noi și la Marea Judecată. Ne va însoți și la Judecata de apoi. Duhul Sfânt este Cel care ne face conștienți permanent că suntem înaintea ochilor Lui Dumnezeu și ne ajută să umblăm înaintea Lui Dumnezeu. El conștientizează în noi prezența Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută în închinarea adevărată înaintea Lui Dumnezeu, în Duh și adevăr. În fapte 2, cu 11, ne se spune că ei rosteau lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu atunci când a venit Duhul Sfânt peste ei. Închinarea este practicarea prezenței divine în mijlocul adunării. Duhul Sfânt dă o nouă dimensiune închinării în bisericile noastre. Și mă rog ca Domnul să binecuvânteze pe toți cântăreții noștri, toți cei care ne conduc în laudă și închinare înaintea lui Dumnezeu, să coboare Duhul lui Dumnezeu peste ei, să-i folosească într-o închinare autentică, adevărată, prin care să simțim prezența lui Dumnezeu în mijlocul bisericii. Pentru că nimic în lumea asta, iubiți frați și surori, nu poate înlocui prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt din biserica creștină nici programele noastre, ori cât ar fi ele de sofisticate, nici structurile organizatorice. Biserica nu este o organizație, ci este un organism. Și cel ce de viața acestui organism este Duhul lui Dumnezeu care ni s-a dat. Vreau să închei aici spunându-vă că dacă biserica are nevoie în aceste zile de ceva, am avea nevoie de acest... Trei ingrediente pe care ne le, ad, ne le duce Duhul sunt putere, pasiune și prezența, să simțim prezența lui Dumnezeu între noi atunci când venim aici. Știți că dacă am fi conștienți că Domnul este aici, ne-am purtat foarte diferit, ne-am îmbrăcat diferit, am vorbit cu mai mare grijă am vorbit mai frumos unii cu alții, ne-am purtat mai civilizat. Și Duhul Sfânt este Cel care trezește în noi această conștiință că El este aici, Dumnezeu este aici în mijlocul bisericii sale. Numele Domnului să fie binecuvântat și glorificat în veci de veci. Amin.